Cei mai buni actori ai anului și cele mai reușite spectacole au fost premiate luni seara în preajma Zilei Internaționale a Teatrului. Gala premiilor UNITEM 2024 s-a desfășurat pe scena Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale și a debutat cu un minut de reculegere în memoria actorilor decedați. Prezent la eveniment, ministrul culturii Sergiu Prodan a felicitat toți laureații premiului UNITEM din acest an și a subliniat două calități importante ale lumii teatrale autohtone. Am reușit până acum să păstrăm arta dramatică în spațiu dramatic. Și nu am confundat niciodată arta dramatică cu arta de propagandă. Oamenilor de teatru din toate teatrele Republicii Moldova, indiferent în ce district sau în ce administrație teritorială administrativă activează, pentru faptul că nimeni niciodată n-a pus la îndoială, ba din contra, noi suntem promotorii aspirațiilor europene ale cetățenilor Republicii Moldova. Ministrul Culturii a înmânat premii pentru întreaga activitate Verei Mereuță, doamnei care a stat la straja limbii române vorbite în Republica Moldova aproape 65 de ani, la teatru, la radio și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, și lui Cristian Șofron, director al Teatrului Național de la București. La rândul său, viceprimarul Capitalei, Angela Kutasevici, a remarcat importanța promovării culturii. Frumosul poate învinge orice rău. Sănătate, pace și inspirație tuturor. Anul acesta, cele mai multe premii au fost câștigate de realizatorii spectacolului Unchiul Vania de Anton Cehov, regizat de Dumitru Acriș și jucat pe scena Teatrului Național Satiricos Ion Luca Caragiale. Ei s-au ales cu premii pentru cel mai bun spectacol dramatic, cea mai bună lucrare regizorală, cel mai bun rol secundar feminin. Aici în scenă sunt frații și surorile mele. Nu mai am petrecut aici... Am petrecut niște clipe foarte frumoase, armonioase, care ne-au umplut nu numai sufletul și inimile, ci ne-au făcut să umplem și sufletele și inimile spectatorilor, dându-vă la fiecare spectacol câte o părticică din viața noastră. Teatrul de dramă și comedie Nadejda Aronețcaia a plecat la Tiraspol cu 3 premii pentru cea mai bună scenografie, pentru cele mai bune costume teatrale, pentru cea mai bună coreografie și expresie corporală. Успех, он никогда не может быть ожидаем. Как может быть, ну вот успех ожидаем? Успех – это как приходит из Вселенной от Бога. Это огромные подарки, да, которые, и я бы даже сказал, вот такие награды – это всегда стимул, и мы воспринимаем их как аванс к тому, что надо трудиться во благо театра, во благо искусства и делать все возможное, чтобы этот мир процветал из любви для любви и во имя любви. Premiul pentru cel mai bun rol masculin i-a revenit lui Alexandru Șişkin pentru rolul Cyrano de Bergerac, interpretat pe scena Teatrului Dramatic pentru Tineret de pe strada Trandafirilor, Iurie Harmelin. Мы представили впервые в истории театральной жизни Молдовы Cyrano de Bergerac. Я первый Cyrano в Молдове. Огромное всем спасибо. Спасибо вашей любви к театру. Premiul pentru cel mai bun rol feminin a fost obținut de către Rodica Ciobanu pentru rolul Beatrice în spectacolul Efectul razelor gamma asupra anemonelor, de Paul Zindel, regie Luminița Țicu. Teatrul Republican Muzical Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Trebuie să recunosc că sunt fericită. Să știți că am răbuit la așa un premiu de mai multă vreme. Uite că mi-a venit norocul. A doua câștigătoare a fost Tatiana Lazar, care a interpretat rolul lui Violet Weston din spectacolul August de Treisileț, regie Alexandru Cozub, Teatrul Național Mihai Eminescu. Dintre toate candidaturile, eu sunt cea mai tânără. Sunt frumoasă, blondă și uite la Sunt norocoasă.
Pe lângă actori de renume a fost remarcată și activitatea debutanților. Cu premiul pentru cel mai frumos debut a fost distins Mihai Cerneanu, care a interpretat rolul lui Tom Wingfield în spectacolul Menagerie de sticlă. Teatrul Republican Muzical Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Juriul, aprobat prin decizia Senatului Unitem, a vizionat spectacole montate în teatrele din Moldova în perioada 10 aprilie 2023-2 februarie 2024. Până pe 24 martie, juriul a vizionat și a audiat spectacole nominalizate și a desemnat prin vot secret în seara galei premiilor câștigătorii. Uniunea Teatrală din Moldova și-a început activitatea în anul 1946, iar din 1996 Unitem face parte din Asociația Internațională a Uniunilor Teatrale.